Pentru ultima zi de campanie electorală, candidatul suceven al Partidului Democrat Liberal, Petru Luhan, a ales o modalitate inedită de promovare. Un avion purtând un banner cu fotografia și numele său, însoțite de sigla Partidului Democrat Liberal, a survolat întreg județul Suceava. Noi ne-am gândit la un gen de campanie puțin altfel decât cea normală și ca prin urmare am hotărât ca ieri și astăzi un avion de capacitate mică să poarte un banner deasupra județului Suceava cu numele candidatului Partidului Democrat Liberal, Petru Luhan, și cu insigna PDL. Bannerul purtat de avion s-a vrut a fi mai mult decât un mijloc de promovare și anume o invitație la vot. Este un mod extravagant de a face cunoscut cetățenilor că duminică vor avea loc alegerile europarlamentare și că candidatul lor este aproape de ei. Mai mult decât atât, avionul le inspiră practic ceva deosebit, precum și alegerile sunt ceva deosebit pentru că vorbim de un mandat de 5 ani.